Salutare, tovarăși! Bine ați venit la concert de World of Tanks pentru români, pe mecoana, cu mecoana, palura, adică eu! Acest set este dedicat lui Gelfrone, succes la BAC! Da, M103-ul! Mie nu-mi place. Este un... a zice că e un hibrid, are 203 hălarmă în față. Are un pic de accelerație, dar are multe, mult prea multe dezavantaje. Mai ales, e normal, pentru că e un tank care există în realitate. Deci, contra tankurile fanteziste, ca E75, IS-4, IS-8, STI, nu o să se descurci foarte bine. Primul rând, tunul nu e nici cel grozav, e mediu, e mediocru. Ajută care 2-3 mic time, dar 258 penetration, 536 rată de foc, 400 damage mediu, comparat cu E75, 490 damage, mai multă penetrare, mai bine aim time, pic mai bună precizie comparat cu tunul de 4, 440 average damage. Contează damage-ul alpha când ești într-un heavy. Tunul de centurion. Pentru că asta se bazează heavy-urile, de asta nu prea mai pasionează tankurile chineze, mai ales heavy-urile, pentru că heavy-urile chineze au tunuri de medii. Și pentru că n-ai viteza unui mediu să ieși, să stai, să tragi, să te ferești, trebuie să dai cât mai mult damage pe shot. Tu nu-i precis, dar n-am urmă loc. Și apoi 34 limită de viteză, 40 la E75, 40 la centurion. Bine, contează și accelerația mult, dar IS-4, 43. Deci nici ca hibrid, un tank mediu mai greu nu e foarte bun. Și armura e de tot căcat, are 203 armură în față. Te uiți, oh! 203, pot să fac bounce ca lumea. Nu chiar deloc. Eu n-am avut niciun succes cu armura asta. Primul și în primul rând ce o să observați e cât de jos e tunul comparat cu celelalte tankuri. O treime din tank e deasupra tunului și e treimea unde nu faci bounce pe nimic. Dacă îți dă peste calmea, te penetrează aici, te penetrează în toată partea asta din față, cu pola nici nu mai vorbesc, obrajii la fel, foarte vulnerabil. Deci ăsta 254 armură doar la garmentul, doar unde e garmentul și bineînțeles colțul ăsta de aici de la garment. Și armura în schimb de căcat, 99 e toată asta, da? Deci dacă îți dă din față, sugi din lateral deloc armură, depresia la tun e mai proastă decât la T32, decât la T29. Și cum ziceam, tunul e extraordinar de jos și până ieși, KV4 are tunul mai sus. Cu pola, să zice acolo, deci la bara asta. Ce mai avem? E75-ul. Da, tunul e jos, dar nu la fel de jos. IS-4 nici nu se vorbește și depresia la tunul e mediocră pentru tunul american. Nu poți face hold down cu el, dar nici n-ai cum să faci hold down. Ce mișto e la ruși. Unul e aproape de vârf, nu prea ai cum să-i penetrezi aici, că na, armură sovietică. În principal, nu sunt foarte mulțumit de M103. Mă degrabă m-a dezamăgit. Nu l-am upgradat la maxim, dar 2 extra travel speed și adio mai bun, o să mă ajute. Nu vine, dar eu zic să nu-l încerc, dar o să-ți arăt de ce nu mai exact în bătălia următoare. Și cum ziceam, 203 armură, am fost penetrat la unghiul ăsta de tier 9 și 10 în unde am 203 armură. Deci știu totuși centru la Under Armour, la platoșa de jos, la armura de jos, e mai blindată decât margine. Dacă vrei să dai într-un M103 cu un tier 7 chiar, să penetrezi, dai aici sau aici, ai noroc și aici, și aici, deci numai centru armurii are panta cea mai bună și armura cea mai bună. În fine, hai să vă arăt. E Winged, țineți minte. Dacă se vedeți întreruperi, va trebui să mă scuzați. Pare că zilele de când am ajuns acasă, am răcit. Deci o să fie întreruperi în care trebuie să tușesc sau să-mi beau medicamente. Tier 10 cu un mediocru de tank heavy care se vrea mediu. Și tankurile medii sunt mult mai rapide decât noi. Încercăm să ne ducem sus, deși eu ne fac ce pula mea, fac greșeli.
Cine de mine ceva spus și eram sigur că se ducă aia sus. Dacă nu e encounter pe Himmelsdorf, nu vă duce sus decât dacă nu e nimeni. Dacă e un singur jucător, vă ucideți, dar nu jumătate de echipă, deja am pierdut meciul. Singurul mod prin care nu-mi pierde meciul e dacă ai luat mai mulți... Dacă lor au mai multe tankuri pe sus decât noi. Sau la fel de multe. Deci nu e o situație ideală. Și problema cu turele, adică trebuie să vin sus, să vede cupola care weak spot, să vede restul vârfului turn care iar are un weak spot. Căcaș, am lateralul expus. Ten meta. Să ies cu fața, n-am atrat. Bă, băule! Asta nu vede că e S7 acolo. Dar ăsta e bău cu S7-le, s-a băgat foarte prost. Sunt două Waffen Trägere și eu. Bă, s-a început să uite la mine. M-au dat în ăsta. Se vede ceva? Și nici elevație n-ai la turnul ăsta, e foarte enervant. Să ne dăm în spate. Se pare că lor au... Nu, no, lor au mai puține tankuri decât noi, dar... damage-ul mediu. Stăm și dăm. Ok, stai acolo, stai acolo, stai acolo, stai acolo, stai acolo. Așa, suge-o. Dacă știi ce să faci cu el, poți să faci cu el, dar e un mare dacă. Deci, da. Tier 10 era previzibil să mă penetreze acolo. Spar eu spar de acolo. Dar mi-am pierdut două shot-uri. Trebuia să mă dau în spate, nu trebuia să-mi știu să fac reload-ul. Mă gândeam că poate nu știe să tragă, dar... Uitați la ce om, gândiți-vă. Că eu eram și pe pantă și el trăgea de sus și tot m-a penetrat în Under Armour. Sau chiar în centru unde a zis eu că e armura mai tură, mai bună la Under Armour. Armura e de tot căcatul la tankul ăsta. Mai mai multă lipsă de armură decât ai armură. E șansă câștigăm pentru că ai lor au destul de tankuri sus. O să încerc să mă duc, dar nu prea are nici accelerație. Nu știu, e un hibrid prost. Asta e singurul meu, singura mea concluzie pe care am avut cu asta. Vine un Waffen Trigger pe acolo, dacă n-are nimic în spate. Și puteam să ies, dau. Vine să ies, asta e să ne tutagem. Am ceva în stânga, dar apuc să trag în el. Am un T30 în stânga, poate nu trebuia să trag. Dar na. No, op. Trebuie să-i trag să iasă în TD-urile noastre. Deocamdată merge treaba. Dar nu mai pot să ies pe acolo pentru că T30. În FV-ul lor e acolo. Pot să ies pe aici, pe sus. Da, am uitat că pot să trag pe aici. Pot să fac și asta. Dar cu T30-ul acolo... Na, că am pierdut sus cu jumătate de echipă, în pula mea, de retarzi. Ăsta stă acolo, că e bow. T30 nu prea ce să facă, dar da. Cât avem? Un bow, doi boi, trei boi, patru boi, că ei trec în dreapta, cinci boi. Bravo, bravo echipă, fantastic a jucat. Să mă urât doar trei. Ca nu sunteți stare să vă uitați în dreapta, nu sunteți stare să vă gândiți, bă, dacă merg pe acolo, nu o să tragă ea de jos mine. Deci când ziceam, nu e un vehicul care să facă treaba singur. Nu este, e imposibil să faci treaba singur. Sunt mult mai multe heavy-uri de 9 care sunt mult mai bune. Du-te în față, du-te în față, așa te expui la aia de sus. Da, bravo. Fantastic. Nu, și tu nu șac mai mort. E bineînțeles, nu să stai să-ți dea multe 5-7 în tine. Bravo, fantastic.
T57, nu, nu e overpower deloc. Ironic, T57 are mult mai bun decât M103. Bine, ironic, e un tir 10, dar totuși, un tir 10 cu autoloader. Și ce știm noi de autoloadele, de la francez, că au armuri de căcat, nu? Nu americanii e pe autoloadele. Deci, nu. Este un vehicul care nu se descurcă. Adică, 44 armură în hull. Un tir 5 poate să te penetreze în lateral în hull. Nu o să nimerești cu tir 5, o să nimerești cu KV-1S-uri. Că, da, nici cu alea. Să nimerești cu IS-uri. Deci nu poți să te aperi împotriva tirul 7 care au turnul mare, 122, 44, IS-2, IS-1, PSFL. Nu. Nu e un vehicul grozav. Nu este. Nu se merită. Ce mai? Nu se merită. Și T110 suferă de aceleași probleme. Depresie de căcat, cu pole uriașe. Dacă vrei un heavy american, mergi pe linia de autoloadere. Sau oprești de la T32. T32 e un tank decent și tu nu e cam de căcat la nivelul lui. Sau T30. T30 e un tank mai bun decât M103. Toate că T30 azi zilele este un tank destroyer. Pentru că T30 poate să facă hull down, are depresie excelentă, are armură în față excelentă, cu excepția turelei. T30 e impenetrabil în față, cu excepția hitului, dar nu vorbim de hit. Ce mă îndreaptă. Se întoarce greu, n-am și nile, dar totuși, două puncte de travers, nu cred că mă ajută atât mult. Gata, top speed. Bravo, bravo. Dacă vreți un hibrid, IS-8 acolo. Are turn mai bun, turn de IS-4. Are armură mai bună decât M103-ul, de aranjată mai bine. Și are depresie la fel și are turnul mult mai aproape de acoperiș. M103 nu se merită. În fine, vedem ce mai facem acum. Suntem cam mulți aici. Avem și idioții care stă acolo. Totdeauna stă idioții de TD-uri acolo ca să nu poți tragă nimic perfect. Dar în ce elevație? Asta e depresie de tank american? Nu, nu este depresie de tank american, este depresie de căcat. Și bineînțeles, ai și mitraliera. Deci, până ieși tu, îți vedea mitraliera care pe centru turelei, pun turnul pe mitralieră și după aia îți scoți turela, îți iei bucata. Trebuie să trag înainte să vină asta și... Wow! Băgat omul. Dar și gule, stai acolo. 372 de damage, deci. Fix, fix. Cargă, bă, tu nu mai repede. E, are aiming time bun, după ce upgradezi, cu turnul celălalt o să suferi la aiming time. Deci cam ăsta e, ăsta e avantajele, singurul avantaj e aiming time-ul bun. Tu nu e grozav. Alpha damage-ul de 400 e cam de penal pentru doar 36, 0.36 reload mai rapid, nu. Britii sub ăsta, deci au ceva în stânga. Am schimbat un tier 7 pe un tier 8. Un prototip. Pus fâle. Presi de căcat am avut. Da, cum ziceam, uitați unde m-am penetrat. 203 armură. Fantă, dar nu mă penetrează, că pula mea. Tancuri adevărate, oameni, fac oamenilor. Tancuri care au existat în realitate, toată lumea știe că în jocul ăsta de căcat. Că, bineînțeles, de asta nu le-au refuzat toți care l-au făcut, care l-au testat, că erau foarte... Erau prea puternice, mă, nu erau corecte. Ține minte că avem prototipul acolo. Asta și ne dăm spate. Deci 373, am 400. Hai, mă, dăm pizda la tine. Și mai tușim și mai dăm o gură. Uite prostotipul. Pâsfălău. E mai ușor de omorât. Și are turnul aproape la fel de bun ca... Da, și m-a reparat. Și m-a reparat, cred. Asta nici nu știu, mi-a dat un lateral în față, lângă șenile, unde am 44 armură și gata, mi s-a dus amurec. Dar are rost să suferi, de ce? O tonă de vehicule mai bune.
care, dar dacă nu fac exact același lucru, fac lucruri mai... fac ce fac mai bine. Dacă vreți un hibrid de heavy? Ia, am văzut iar ăla. Centurionul. Am pizdat, măti, bă, toți mă văd, mă. Trece ăla pe lângă mine, nici nu mă vede, el trece până jos, până râu și mă vede până multe pizdat, măti, de joc. Eu, în general, dacă vi se pare că... sunt cam obosit, este pentru că sunt stupid asta. Hai să vedem dacă mă brandrează unii din noi. Ține minte că au artilerie. Au prostotipuri. Da, mă, du-te acolo să mori. Vreau să dau șon ceva. Deci, singura mătaș pe care l-am avut s-a dus. Da. Dați seama cum trebuie să mă penetrez. Trebuie să mă penetrez așa și mă penetrat. Unde am armură mai bună, unde... da. Nu are armură, nu are rost. Nu are rost să luați M103. E o porcărie de vehicul. Pentru un tun bun, îți mult mai multe tunuri bune. Stăm lângă bolovan, cam artilerie. Ne ascundem căcatul de M-Rack și nu facem stai strafe cu tankul ăsta. Țineți minte cât armură aveți laterală. Aveți 44 de armură laterală. 44 de armură laterală, răsuși pula. N-ați băgat înapoi. Cu 44 de armură laterală nu poți să faci strafe să-ți... nici dacă te chinui. Hai că cum s-a răs un pic lateral, cum te pune? Nu contează, nici dacă te-ai arătat față. Cum ziceam, uite cum a intrat. La unghiul ăsta a intrat. Ok, o să fii preocupat. Că bine că m-am blocat în bolovan. Cred că ăsta vede că nu mai am amorac. 509 are 440 maxim damage. Dacă vine pe mine, moare. Dacă faci saistre, mori. Și echipa noastră eșuat, că zic, na, și se retars. Ne. Ce am în spate? Un T25, wow. Give a Panther-ul, că pula mea de retars. Unde a murit? Da, mă, da, bă, cum ești pula voastră de idios. O, să stăm aici, în câmp deschis. Să urcăm pe deal. Hai, retars de weekend. Nu ești GGL, sper că te-am convins să nu ți iei M103. Nu se merită. Prea mult efort, un grind prea stupid până iei turnul bun. Și doar asta, iei un turn bun și atât. Un turn decent. Zice, nu e așa bun, pentru că n-are alpha damage. Ce până la mea, să fac cu 370 damage la tier 9. Cu 50 mai mult decât un IS-7. Decât un IS-1, 2. Nu se merită, n-are rost. În fine, tu așa mă lucru serioase, Yak Panther pe River. Noi. Fără artilerie. Posibilități. Vedem unde se duc ai noștri. Previzii. Se duc 3. Sunt destul de multe tunuri bune. Zice și ăla cu T150. Ok. Deci asta așa ne eliberăm noi loc. Putem să mergem în dreapta. N-are rost să mergi pe mijloc. Nu are, nu e niciun rost. Pentru că mijlocul e foarte vulnerabil din oraș. Și ce faci? Îți iar mâna în față cu aia care o să vină. Dacă vin. Sau te întorci cu lateral vai ca să dai în aia de acolo. Altfel îți dai în lateralul tău. Și pe aia nici nu-i vezi. Face cineva spot acolo și trage cineva de acolo. Și KV2 cu turnul 207. Că nu. Motive. Da, bă, în pizda mătii. Ho, cu spamul în măta. Trebuie să pun o opțiune să scoatem și căcatul ăla. Nu vreau toți retal să facă spawn. Spam. Spawn. Hai să dăm blink aici. Așa te-aș omului că faci spam cu un retard. Nu, noroc că sunt băiat relativ. Ok. Te ia acolo. Dă-i Covenanter că poți.
Dar nu sta să dea el în tine, mă. Nu. Nu. Am eu ăsta n-am. Contra Tun de Tiger, n-am ce să fac. Cred că o să mai iasă o dată că e bău. Trebuie să fie bău. M-am mișcat în ultima secundă și nu era pregătit pentru ea. Pizda mătii, bă! Să-mi bag picioarele, iar avem problema asta în pizda mătii de gunner incompetent ce ești. Nu l-au să vrea să iasă și când ne scundem de el. Nu mai pot să drag un hell chiar de acolo. Make să murim, mi-a luat mult prea mult damage făcând ce am făcut. Dar eu date 25, ok, da. Tank premium toată lumea. De 150, vă ceva? Da. Vine acolo să dau în tine. Ascundem de mânturelă. Asta ratează. Ăla dă în marșalier, deci avem posibilitate să mai dăm una și e mort. Să avem totuși grijă că nu mai avem viață. Deu, nu ies. Și nu pot să urc după el. Dar nu trebuie. Pentru că e, că avea 13 în spate, da? Ține-ți minte locația în amenciul pe care ați văzut. Am văzut ceva din el, cred. N-ar fi semnul ăsta aici. Bine că am făcut bounce, am tras până zi și am făcut bounce pe KV 13. Ai băușă să vină în față. Și acum ne ascunde. Degeaba ne ascunde. Mai îndrăznesc să vin în față? Nu mai îndrăznesc, ești mort. Nici contra tier 7 n-avem armură. Asta aș vrea Yak Panther 2, iar armură mai bună. Până la urmă, totuși, Yak Panther 1, Yak Panther 1 se descurcă. Are armură să reziste, are, nu prea are hit points, dar are armură. 1, 2, 3, 4. Părătate acolo, stupid. Dar nu, random bullshit. O dat cineva cu gold? Nu, o dat, nici nu trebuie. Un Churchill. Să mergem sus, o stăm în spate. În momentul ăsta nu mai are rost, nu mai am hit points să stau în față și damage-ul meu contează. Și ai lor, nu știu, au fost blocați în stânga. Trebuie să știi cum să faci. Trebuie cineva să blocheze acolo. Unde crezi că sunt ăștia doi? Sunt acolo, dar n-au putut să treacă de-a noștri. Sau n-au putut să treacă ușor de noștri. Și am avut timp să-i spargem, dar sunt niște idioți care fac cap în momentul față. Oh, deci să mă duc eu să mai fac ceva, să mă duc pe stag să fac cap. Nu cred că mai ajung, dar... vedem. Na. Rău e cu răceala asta. E Tarzan care probabil n-a făcut nimic. Eu mi-am luat un damage acolo, cred. Am XM4 odată în mine. Ce mai era? Hellgat o dat în mine. Asta e. Prea agresiv pentru vehicul ăsta, dar na, victoria. Ne vedem cine e pe primul loc. Sau în primii trei, hai zicem, primii trei. Ce surpriză! Nu? Ce surpriză, e clar că-s eu. Și nu am X-ul și Tiger pe care o să opri pe steag, na? Se cunoaște după cum joci. 9 trase, 27 până intrate, primit 15 letrări. Spargă 2, el gata a făcut mai mult damage. N-am avut în ce prea mult să trag, dar mi-am luat damage, cred că l-au. Și acum să dăm cu un heavy de tier 9 adevărat, E75. Cu care știu eu ce trebuie să fac, dar am multă prea încredere. Am mult prea multă încredere în abilitățile tankului și în abilitățile mele și de obicei eșuezi. Își da gel. Dacă vrei un tank heavy adevărat la tier 9, stay you, E75. Dacă vrei ceva mai mobil, IS-8-ul, am X50-120. Centurionul.
M103 e o porcărie nu merită. Scuzate, am o ciocolată bună. Bun. Echipa noastră de retar se duce tot, tot să duc acolo. Contra două artilerii și o tonă de TD-uri, da? Da. Avem doi idol. Da. Ceva o tras în direcția noastră generală. Deci, ce trebuie să facem ca să câștigăm? Am situația asta. Să ne rugăm că retarzi ăștia nu se opresc acolo, ceea ce o să facă, pentru că-s retarzi, dacă n-ar fi retarzi, nu s-au ce toți acolo cu heavy-uri, în câmp deschis, contra TD-uri și două artilerii. Și să rezistăm noi cât mai mult aici, în orașul ăsta. Deoretic aș putea să fac asta, pentru că am armură, dar nu are rost să trecem mai mult departe de aici. Nu are niciun rost. Suntem în poziție defensivă și așteptăm să vină. Dacă mergem doar noi, doi o să murim degeaba. Iau garantat mai multe mașini aici. Ce vine în spate? IS-3-ul. Deci 2 IS-3-uri și 1-75. Tiger-ul și-o ia în gură de la VZ. Artileria noastră e moartă. Și avem una singură. De ce nu? Și-o venit și n-am fost pe fază. T-34. Și m-am pus prostianus pe fază. Foș. E măta, mă, nu vezi că-s aici, am pula mea. Na, du-te, mori, în pizda mătii. Te bagi în curul meu. Na, ce faci? N-are rost să mă repară ăsta deocamdată, pentru că... nu are rost. Unde este? Ultima. The last stand. Boule, tu nu te uiți ce ai în spate. Na, cum vrei să te ajut? Vine foșul. Încarcă-te odată, pizda mătii. Mă, și nimeni nici nu a pus ținta pe mine. Dă-i mă una odată. Ăsta rezist. Dă-i mă una odată, omoară-l. Bun, mai e foșul aici. Foșul pot să mă joc. Din păcate, ghici unde am eu cu pola. Exact, pe partea unde poate să tragă la mine. Da, da, și n-am... Reparăm turnul acum. Ia, mai vine unul. Pantera, ei sunt trei acolo, trebuie să fie pe fază. Unde pula mea m-a penetrat? Tot în cupolul și ăla. Ok, ăsta a murit. Vine foșul pe mine. Eu contra foș. Poate, poate, dar nu din poziția asta. De fapt, de ce este eu prost? Și da, nu știu partea acolo. Se pare că lor a fost. Nu, aștept să vină foșul, pentru că eu am suport de artilerie. Dacă foșul vine, oh, a venit și IS-3-ul. Bun. De ce eu, care e treaba mea aici? Treaba mea e să-l distrag pe ăsta. Dar tu fă-i aia, că dacă te prind acolo între munți, nu mai faci nimic. Și se duce pe IS-3. Are o ratat. Ramming speed. IS-3 o să încarce mai repede decât mine. Să trebuie până la urmă făcut treaba bună. M-a incomodat el la început, dar după aia a văzut care e problema. Mi-a asigurat spatele. S-a luat de T-34, ținut Panther-ul să nu-mi iasă spate, să-mi distrag atenția. Pe timp, și să trebuie celălalt o ținut ideea. T-34, 2 T-34 și un foș și o panteră. Și noi am omorât. Și încă suntem vii. Deci, ne-am scurgat bine. Pare că și aia lor s-au dus tot acolo și și-au luat în gură. De la retarzii noștri. Deci, hai să le parăm și comandantul, că-i pula mea. Afectează cât de bine tragi. Știm unde sunt. Sunt morți.
Am ținut linia, exact ce am zis ce trebuie să facem. Ține linia. Un T-34, 2 tier 8, heavy, cu turnuri de tier 9, că T-34 era tier 9 cândva. Un foș, care nu te de destul de bun. O panteră și noi am pierdut un IS-3 acolo. IS-3-ul ăsta e foarte avariat, dar e încă în viu. Asta trebuie să ținem minte cu toții. E încă viu. Vreau și eu să dau un eu. El meu! Dar da, cum pui mai mă împânătate eu mă acolo? În fine, nu știu, dar... Tank adevărat, dacă eram cu M103 acolo, n-aveam nicio șansă. Bună mea, instant. Deși am făcut ceva bounce-uri? Cred că am făcut... Nu, n-am făcut niciunul, toate trei m-am penetrat. Dar damage-ul alfa de 490 m-a ajutat, da, maxim, nu, nu-i maxim, e medie, da, 490 e damage-ul medie. Maximul este 613? Ce? Când dracu dai tu 613 pe damage? 613, da, cât e maximul ăsta? 500, deci 113 mai puțin. Minim e 300, față de 367, deci. Se cunoaște care e tank adevărat, nu? E clar, da? Tier 9, cu centurion în contra două artilere de tier 10 și 9. Dar, n-au nimic care să mă bată la depresie. Au T30. Să mergem acolo sus și sperăm să nu ne vadă artileria. Pentru că, țineți minte, singura armură adevărată pe care centurionul are, cu toate că am impresia că are mai multă la ferată decât are M103-ul, este Gunmantle-ul. Da? Gunmantle-ul. Și când să mergem sus, dar n-avem viteză, avem mai multă viteză decât M103-ul. Dar n-avem viteză. Mai mâncam o bucată de ciocolată. Dacă vreați Română e grea. Dar vezi când ai ciocolată bună în gură. Dacă vreați profesionalism, nu vă uitați la mine. Pierd prea mult timp. Ai, mă, cum dracu nu-l atam? Tot timpul ăla ca-ți dai energie degeaba. Bun, deci prostotipul e acolo. Au destul de TD-uri. Bine, deci vine un AMX 50-100 sus. Și un TZ-110. Da. T30 urcă sus, e bine. E75? Nu, nu e un loc bun de E75. T57-le e un loc decent care are depresie. Și deja am un VZ. Pentru că am stat eu să mă uit după ăla. Oricum, voi fi un mediu, dar n-am viteză de mediu. Țineți minte, pentru că ăsta-l vede. Hai, omoară-l. Artileria deja se uită la el, deci nu stăm pe lângă el. A fost primul văzut la noi în echipă, cu două artilerii mari. Chiar dacă ne merge pe el în plin, noi tot sunem un splash de ne doare capul. Ok, stăm în poziție de hold-down. Puțin mai bună de hold-down, de fapt. Încetăm să văd dacă e îndrăznesc să urce cu ceva. Imediat ce vedem ceva și tragem, sau dacă nu putem să tragem, dacă n-avem de ales, ne retragem imediat. E, 100. Avem un T57, dacă ceva face charge, T57 să-i dea bucăți. Fericire, nefericire, toți ne-am făcut focus pe E100. Și dacă le omorim E100 la acum... Serios, am intrat acolo? Ce asta ziceam? Pentru că ne-am făcut focus pe E100, putea să vină cineva în dreapta să ne dea. Dar era E75 acolo. Dar și el s-a uitat la E100. Țineți minte, artilerie, da? Ne ferim, nu stăm pe lângă aliați, că nu știu după cine dă. Dacă dăm noi și nimeresc pe ei, e rău. Dacă dă noi și fac splash damage și lor, e rău. Dacă dă ei și ne fac nouă splash damage, e rău și tot așa.
Dar i-am pierdut un M100 și un T30. Mai nu, Yak Tiger. Mai au chestii cu care să urce sus, dar deocamdată e bine. Și trebuie să fim totuși atenți să nu dăm jos copaci, da? Că nu știm cât de bun e acăcat. Nu știm cât de bună e artileria lor. Nu cred că m-au văzut, dar trebuie să-mi pun și un Six Sense la un moment dat. Nu știm cât de bună e artileria lor, nu știm ce pot să facă. Dar știm că e de obicei cineva acolo. Și un AMX 50-100. Asta nu poate fi, au două, da? Nu e inamic, amicul care vine aici. Avem două tofiși între noi și ei. Trebuie să fiu bine. Până la urmă ar fi tras AMX-ul după mine. Și acum ne ferim, la clar ne-a văzut. Da, și ne merge și prostotipul, nu cred că ne merge prostotipul. Da, putem să dăm în el. Și de ce n-am dat în el? Pizda măsii, 1206 damage la un batcher. Cam așa în gura măsii de artilerie. Și wargaming care au căcat artilerie asta. Nici nu știu cum m-a văzut ăla. O dat tot acolo că eram și m-a dus în aceeași poziție, dar 1200 damage, mă. A, bine mă, eu nu stare să fac, să iau nimic și ne venim de artilerie, că e bad shot-ul, pulei mături. Ok, am exit la 50-100 murit. Și o dată dăm ca boii peste el, nu ne uităm atent la. Ăștia insistă să vină aici contra T57? Ok, insistă pentru că pot. Bine, a murit amicul și ne dăm în spate. Ne băgăm într-un tufi și așteptăm. Deocamdată câștigăm, n-are rost să ne stricăm avantajul. Așteptăm. Și ne gândim că ne-a luat ăla aproape toată viața cu 1200 damage-ul lui de căcat. Am făcut în cura măsii de artilerie de tier 10, bă. Ce-a mă, n-a murit ăla? Și am luat damage-ul ăla și nici nu cred că a nimerit prostul tipul, mă țin, l-a nimerit atunci? Și a început ai nu știu să moară, că-s boi și să după mijloc. Trei cape trebuie murit. Prototipul a murit. Ce e ăla? FV-ul, ăla e FV-ul. Bun. Înseamnă că în spate nu poți să aibă decât IS-7-le? Aici al nostru. Mai au două artilerii, dacă ăla o moare din ele, ar fi bine. O mare dacă. Și bineînțeles, a nu, te 110-le mort. Nu pot să dau în el, există artilerie, ne dăm în spate, schimbăm direcția, ne dăm în față. Și așteptăm să facă asta o mișcare. Facem bounce pe el. Ține minte că au două artilerii. Care sunt ocupate cu FV-ul. Se luat în spate, înseamnă că are ceva backup în spate. Și ne-a luat artilerie iar. Deci noi două lovituri am dat la artilerie și gata, am murit. Că pula mea de artilerie, mă și pula măsa de joc asta și mâine și cu toți care l-au făcut. Dă-i mă în față, treci pe lângă el. Ai de curul tău. Are șoferul mort. Dă-i bă track, nici track nu știi să-i faci. Artilerie noastră nu e stare să ne mărească. Stai lângă el, nu lăsa să întoarcă, e simplu. Căcat. Ideea noastră nu e în stare să mă gândească un FV care stă pe loc, de artileria lor e în stare să mă gândească pe mine care mă duce pe acolo. Da. Joc de căcat, bă, nu ești pula mea. Cum poate să vă placă porcăria asta de joc? Explicați-mi mie. Ia, încă unul. Cum? Fut în el de joc și te vorbim.
Mersi de vizionare, nu luați M103 o porcărie. Sincer, aștepta să se facă War Thunder mai bun cu toată porcăria asta de artilerie în jocul ăsta de căcat, n-are rost să jucați jocul. La viitoare, zi bună!